sunt la Piatra Corbului Roșia Montană. Împreună cu grupul din călătoria inițiatică pe care am organizat-o aici în Apuseni. În acest moment coborâm în adâncul sufletului nostru. Respirăm adânc. Și suntem prezență în prezent. Vreau să simțiți ființa voastră. Să simțiți materialitatea trupului vostru, corpului vostru fizic. Să priviți cu admirație și să-l onorați. Să priviți miracolul vieții care sălășluiește în acest trup. Funcțiile din interior, cum funcționează, cum circulă sângele, bătaia inimii, respirația. Acest frumos univers al corpului nostru fizic. Cer permisiunea entităților veghetoare al acestui spațiu să faciliteze acest moment al prezentului. A ceea ce trăim acum și conștientizăm. Privind miracolul din ființa noastră, proiectați și vedeți cum arată corpul vostru mental, mentalul vostru. Simțiți gândurile voastre cum încep să se liniștească, cum grijile dispar, cum necontenitele întrebări se opresc. Este doar liniște și pace în mintea voastră. Simțiți prezența voastră aici. Corpul nostru spiritual, sufletul nostru, îl putem percepe. În acest moment, sub forma unei proiecții, puteți să vedeți structura voastră energetică. Acest suflet al nostru îl percep dornic să vadă ce îi va fi rezervat în acest prezent, secundă cu secundă. O inocentă curiozitate a lui o percep, dar și o maturitate, o detașare, prin care știe că orice ar fi să trăim, să experimentăm acum, este spre bucuria lui. În acest moment suntem conștienți
de fizic, mental și emoțional. Suntem conștienți de prezența noastră. Este un moment de contemplare în care simțim pulsul universului în fracțiuni de secundă. Secundă cu secundă. Pe măsură ce noi suntem prezenți aici, simt cum din adâncul pământului se deschide un flux energetic care este direcționat pe forma muntelui de aici, de la Roșia Montană, locul în care ne aflăm pe creastă, o formă ușor piramidală. Sunt benzi energetice pe verticală pe care sunt propulsate către ființa noastră ca un flux de jos în sus. Energii ale pământului. Aș vrea să fiți atenți acum. La respirația pământului. La sunetele pe care le putem percepe. Ca venind din interiorul pământului. Ascultați pământul. Terra, planeta care ne găzduiește. În această existență de acum, ascultați tăcerea pământului, susurul apelor interioare. Adierea galeriilor subterane. Din peșteri, din tuneluri. Încet, ușor, este posibil acum să percepem prezența spiritelor pământului. Este posibil să vedeți sub formă de spiriduși, elfi, gnomi. Duhuri ale aurului, ale sării, spirite pe care le puteți percepe având o anumită formă, feminină sau masculină, simțim în acest moment al prezenței noastre conștiente un răgaz pe care ni-l oferim nouă să cunoaștem și să ascultăm pământul.
Lăsați mintea liberă în această stare. Puteți pune întrebarea: ce mesaj au spiritele pământului pentru noi, pentru fiecare dintre noi, pentru tine? Ce-ți spune pământul, această planetă albastră? Lăsați mintea liberă și ascultați intuitiv primele gânduri care vă trec prin minte. Astfel se vorbește în duh. Maestrul vostru interior percepe mesajul. Sufletul vostru este capabil să perceapă aceste lumi, aceste planuri ale spiritelor. Vă dăm tot ceea ce aveți nevoie, mi se spune. Este percep ca un mesaj general venit din partea tuturor acestor spirite, inclusiv al spiritului planetar. Deci vă oferim tot ceea ce voi aveți nevoie. Spre a vă bucura, spre a trăi. Pământul vă îmbrățișează cu această bună voie. Atenție, cuvintele au un sens aparte. Deci, pământul vă îmbrățișează cu bună voie. Ca dar pentru ceea ce primiți, ce puteți voi împărtăși pământului? Este manifestarea voastră. Conștientă și cu responsabilitate. Față de pământ. De tot ce conține el. Noi suntem aici spre a vă bucura, spre a vă hrăni, alegerea este a voastră de a respecta pământul.
îmi arată o imagine în care mi se propune să fim mai atenți, să admirăm frumusețea naturii, formele de relief, să privim cu atenție copacii, plantele, să ne bucurăm de viețuitoarele care trăiesc aici. Să privim cu atenție unde pășim și cum pășim pe acest pământ. Mi se confirmă, e un înțeles al cuvântului cu bună voie. Acest moment și din acest moment suntem mai atenți la tot ceea ce ne conjoară. Să fii prezență în prezent. Să te bucuri de miracolul vieții, așa cum ne-a fost dat, să percepem la început, să vedem corpul nostru, așa cum este el în interior. Să vedem cum putem gestiona gândurile noastre. Comoara este în voi. Darurile vieții sunt în voi. Bucurați-vă de ele. Să fii și astfel faci. Astfel îți manifesti recunoștința prin starea ta, prin manifestarea ta față de acest pământ. Revenim ușor. Conștienți de ceea ce suntem. Și de acum încolo, mult mai atenți la tot ceea ce ne oferă viața, ce ne oferă pământul. Păstrați această stare de liniște și pace. Comuniunea cu întregul se află în noi. Revenim ușor, conștienți de prezența noastră în acest timp și spațiu. În acest moment suntem din nou conștienți de densitatea corpului fizic și parcă mult mai atenți față de acest corp fizic, mulțumindu-i, fiindu-i recunoscători, căci prin el sufletele noastre se manifestă.
Onorăm mentalul nostru, pentru că prin rațiunile, conexiunile logice, ne permite să comunicăm, să înțelegem și să decriptăm cunoașterea de la nivel al sufletului, dar și acea cunoaștere dobândită prin procesele raționale din această lume, să dăm un sens informațiilor care vin către noi. Mulțumim și onorăm sufletul nostru pentru ceea ce există, pentru ceea ce este el aici și acum, un aspect în manifestare al sufletului spirit. Mulțumesc veghetorilor acestor locuri că ne-au permis să avem aceste trăiri deosebite în acest punct minunat, să ne bucurăm de frumusețea peisajului, de darurile naturii, de energia deosebită a apusenilor și oricând să revenim aici cu inima deschisă, căci în orice spațiu, acolo unde pășești cu respect, îți va fi revelată cunoașterea, conștientizarea ceea ce ești. Vă mulțumesc pentru participarea în această tabără, dar și pentru participarea în această sesiune. Cum nimic nu este întâmplător, există un timp și un flux pentru toate. Amintește-ți ce ești și astfel lumea este schimbată.